În luna decembrie 2013, în majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câștigului salarial mediu net a înregistrat creșteri față de luna noiembrie 2013, ca urmare a acordării de prime ocazionale, inclusiv pentru sărbători, sfârșitul de an și pentru performanțe. Cele mai mari câștiguri ale salariului mediu net au fost în fabricarea produselor de coxerie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului, 26,7%. În fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice, fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice între 21% și 23,5%. Scăderi cauzate de acordarea în luna precedentă a primelor ocazionale, ori de nerealizările de producție, ori încasările mai mici în funcție de contracte, au fost raportate pentru transporturile aeriene, cu 3%. În sectorul bugetar s-au înregistrat ușoare creșteri ale câștigului salarial mediu net față de luna noiembrie, în sănătate și asistență socială 1,8%, respectiv în administrația publică 1,1%. Ca urmare a acordării de prime ocazionale ori sume din alte fonduri. În învățământ, câștigul salarial mediu net a înregistrat o scădere cu 3,7%, fiind influențat de reducerea sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice, ca urmare a începerii vacanței școlare. Comparativ cu luna decembrie a anului precedent, câștigul salarial mediu nominal net a crescut cu 3,7%. Indicele câștigului salarial real față de aceeași perioadă a anului precedent a fost de 102,1%.